Dispoziția privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunii Bârsănești, Județul Bacău, din data de 14 iulie 2016. Primarul Comunii Bârsănești dispune. Dispune. Se convocă ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei Bârsănești, Județul Bacău, care va avea loc în data de 14 iulie 2016, orele 16, la sediul Primăriei Comunei Bârsănești, în sala de Consiliu. Proiectul ordinii de zi este următorul. Proiect de hotărâri privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local Bârsănești, inițiator domnul Botezatu Gelu, primarul Comunei. Și punctul 2, proiect de hotărâri pentru desemnarea reprezentantului UAT Bârsănești, Județul Bacău, la adunarea generală a asociațiilor, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIP, inițiator domnul Botezatu Gelu, primarul Comunei. Prevederile prezente dispoziții vor fie aduse la îndeplinire de către secretarul Comunii și vor fi aduse la cunoștință publicată prin afișare. Sunteți de acord cu ordinea de zi? Da. Da. Vis-a-vis de faptul că a mai apărut un punct față de ceea ce dumneavoastră aveați deja prin invitații, pe 12 iulie ne-a sosit o solicitare din partea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, prin care ni se cerea ca prin hotărâre să aprobăm noul reprezentant al UAT-ului în adunarea generală a asociației. Și este firesc, pentru că în urma alegerilor locale avem alt primar. Deci am introdus și asta, cu voia dumneavoastră. Cu materialul aici, la vedere, fără probleme, dacă sunteți de acord. Da? Și mai am eu ceva de spus, tot o obligație legală, dar asta nu face parte din proiectul ordinei de zi. Propriu zis, este completarea declarației privind interesele personale ale alesului local, pe care prefectura ni le cere, conform prevederilor articolului 74 din statutul aleșilor locali, să fie completate și transmise către prefect în termen de 30 de zile de la data validării. Așa că eu am listat cât un exemplar și chiar mai multe, sper să se greșească cât mai puțin, că nu comportă exagerat de multe complicații. O să vă dau la un moment dat, spre sfârșit, am să vă rog frumos să nu ne risipim înainte de a rezolva și problema asta. Deci asta este. Am omis un punct. Doamna Ghiță Blănaru trebuie să... Da, dar n-am omis nimic. Acum, îl așteaptă. Eu am pregătit pentru fiecare dintre domnii consilieri certificatele, așa cum promisesem, și jurămintele, un exemplar de jurământ. Și când ajung la domnul Blănaru, îl poți să juri? Da. Păi nu? Dar nu ne-a povestit nimic de ce a făcut el în săptămâna. La urmă, la divers. O să ne spună câteva vorbi, dar chiar merită să ne spună. Da. Deci eu am să mânez fiecăruia dintre aleșii locali certificatul doveditor și un exemplar din jurământ. Să-l aveți acasă. Domnul primar? Da, domnul viceprimar? Doamna primar Cristina, dați din mână mână, vă rog. Doamna Gamalina, plăcere. Domnul Enache Lucian. Doamna Polenaru Maria. Domnul Bulegheu Florin. Ați învățat la sfârșit de an. Nu două exemplare, unul e certificatul și unul e jurământul. Domnul Vârlan Vasile. Plăcere. Doamna Stan Mihaela. Domnul Petru Costică. Dați vă rog pe doamnă. Și domnul Anei Felix. Domnul Ioan Costel. Plăcere. Domnul Stan George. Iar de domnul Bernaru. O să-l invit să jurăm în tur. Tu pui mâna mereu pe mine. Haideți să ne ridicăm o clipă. Oficial și festiv. În jurământ, subsemnatul Blănaru Gheorghe, consilier în cadrul Consiliului Local Bârsănești, Județul Bacău, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și în priceperea mea pentru binele locuitorii Comunei Bârsănești. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Acum rămâne la dumneavoastră și ăsta este certificatul și acum aveți și dumneavoastră.
Acesta este un invitat? Ar fi bine să nu? Da, la diverse să se termină acolo. Nu? Da, da. Așa e mai bine. Da. Adică respectat omul, da, să nu aștepte. Eu mai am raportul Comisiei de Validare pe care l-am făcut cu prilejul ședinței de constituire, dar peste care reprezentantul domnului prefect, care a vrut să rămână operativ și să meargă lucrurile mai repede, așa, l-a făcut dânsul, practic l-a citit ca un raport făcut funcție de rezultatele din procesele verbale. Ele corespund. Comisia de validare este cea care trebuie să facă asta, dar noi nu știam la momentul întocmirii lui cine va face parte, pentru că a fost ales prin vot deschis, cunoaște. Așa că, dacă vreți să-l consultați, nicio problemă, dacă nu, îl semnați, pentru că și el trebuie să se constituie material la ședința de constituire. Așa, doamna Poenaru, domnul Miron și domnul Stanciu. Da. O să cer permisiunea să felicit și eu pe cei care au fost aleși, pe domnul primar, domnul viceprimar și pe domnii consilieri pentru rezultatele obținute la alegeri. Și vă urez succes în nou mandat. Mulțumesc. Da, terminați cu omul. Haideți, cum vă numiți, domnule? Domnule, am spus și probleme. Cu ce probleme? Ce cetățean de-am îmbărsănări din cea. Da, și ce ați spățit? Mă cunoaște dumneavoastră că am vrut să mă armătesc pe frate din proprietate. Așa. Înainte de a se înființa niște stene aici așa în comuna Bârsănești, primarul știe dacă proprietarul stenii are suficient imaj sau teren de păscut cu ori pe care de deține? Ca să nu afecteze proprietarii de teren. A doua problemă. Dacă nu înțelegeți, mă repet o dată, dar nu sunt bălbâniți. M-am înțeles. Mă repet, dar nu sunt bălbâniți, să știți. Nu, spune. A doua problemă. Criteriul de angajare în comuna Bârsănești, la primărie. Vreau și eu să știu care. Ca cetățean care plătesc impozitul la primărie, vreau să știu după ce criteriu se angajează la primărie. Că e frumos, că mare soțul general, că e viceprimar, că e frumoasă ea sau că e frumos el. Uite, eu vă dau un răspuns aici. Da, noi respectăm legile statului român și Constituția. Dacă dumneavoastră știți, s-a făcut un abuz în primărie, ne face scris către consilierii Comunii Bârsănești, ce știți că s-a făcut un abuz cu angajat, cu dovezi. Știți ce? Dumneata nu ești în stare să dai mie un răspuns. Mă, atâta ești consilier, ești domnul primar. Păi și de ce ați venit în audiență la domnul primar? De ce n-ați venit în audiență la domnul primar? Ați venit în ședința de Consiliu Local. De ce ați venit? De ce am venit? Că am voie să fac și vreo ședință. Știu. Vă dați un moment. Mă scuzați, Da, mulțumim frumos. Dar noi am consemnat. Deci, practic, dacă cei care organizează stâna, Dacă tot s-a ajuns la discuții, dânsul a mai depus o cerere la noi cu problema cu stâna, cred că acum un an cândva, nu? N-am înțeles prea mult din ea. Și predicat și multe lucruri. Deci multe lucruri n-am înțeles. Ce am înțeles noi... Telefon, ca să-l putem contacta, ca da, să ce am înțeles noi din acea petiție, am tras o concluzie, nu pot să zic că așa am scris. Am estimat noi că stâna pe domeniul privat, adică cum ia cu o stână, ia cetățeni, de la cetățeni, ia pământ de teren. Pășunează teren. Da, da. Așa. Facem în cesiuni. Da. Ca primăria, eu așa am înțeles, să-l anunțe pe el dacă pe teren privat are dreptul sau dacă are teren de ajuns. Pe teren privat nu are cum să aibă dreptul.
Păi nu, dar dacă l-au luat de la oameni cu contract de arendă sau ce l-au luat, da, dar asta nu-i treaba primăriei. Deci, asta nu este treaba primăriei. Exact cum e la noi, la vârful plăghii, oameni au fost de acord. Respectivul cioban s-a dus și a făcut contract sau ce-a făcut el cu persoane fizice. Deci, din punct de vedere legal și soluționarea petiției, poate fi primită petiția. Păi am primit-o, i-am dat răspuns. Nu interesează la instituția care e competentă, simplu. Ce număr de asta am înțeles. Ce număr de oi trebuie să aibă un cetățean ca să poată să-i deie primăria exact? Deci, până ce număr de nu pot să-ți spun asta acum, că nu-s documentat. Deci de acum 3 ani, 2 ani când s-o ținut licitația, nu mai țin minte exact. Dar nu știu dacă ieri cu numărul de oi sau... Sunt niște condiții, niște condiții cu care particip la licitație. Numărul de oi pe hectar, de dovadă pe hectar sau 5 oi pe hectar. Da, dar pe lângă, nu că trebuie să ai numărul de animale. Problema este că trebuie să îndeplinești niște condiții. Să poți să ai societate, să ai poți să ai... Le pune doamna secretară sau Gabi. Cel mai bine, Ionuț îți dă caietul de sarcini. Sigur să vezi. Este caietul de sarcini, dar cea mai bună metodă, dacă treci pe la mine, eu le-am putat. Așa mai dată. Și îți dau să le studiez fără probleme. Și nu s-a făcut ilegal nimic cu izlazurile. Totul s-a făcut ilegal, numai că o parte din oameni de la Bârsănești, ei au aflat, n-au vrut să vină, că le-au impus să le aduci cu tare, cu tare, și când le-au impus ca să vină, ei nu mai vine. După ce s-au făcut licitații, au început să... Eu cred că de la un număr de oi mai mare, deja devii afacere și trebuie să ai tu izla să-ți faci. Păi da, dar în momentul când ai afacerea, trebuie să fii înscris cu afacerea. Trebuie să ai... Deci sunt niște condiții care ți-am spus în care trebuie să ai înțeles. Deci ești cumpără oi cu 1000, deci trebuie să ai bani în cont, trebuie să ai... Haideți să stabilim o chestie. Deci terenul primăriei este în proprietatea primăriei. Proprietatea primăriei poate să fie... Nu, haideți să nu facem confuzie, că nu știm toți. Terenul nu este a primăriei. Primăria nu are niciun centimetru de pământ. Primăria este a Consiliului Local. Este administrat de Consiliul Local. Deci nu contează că e Consiliul Local, că e primărie. Aparține primăriei sau, mă rog, domeniul privat, pe proprietatea altă. Nu te poți să te duci tu cu animale dacă nu, în cazul dumnealui, dacă nu s-a participat la licitație, dacă nu a luat caiet de sarcini, dacă nu s-a înscris, așa, n-ai cum să participi. Dar noi nici n-am înțeles din petiție ce anume deranjat. A fost deranjat de persoană care a luat și e intrat pe proprietate, nu se înțelegea absolut nimic. Să știți dumneavoastră, când a primăriei este și șansurile este toate. Da, omul pune gardul și vei caut să intre cu el până în drum. Nu. Hai să trecem la punct. Primul punct. Dar oricând. Dau cuvântul domnului primar. Proiect de hotărâri prin aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Comunei Bârsănești Județul Bacău. Primarul Comunei Bârsănești Județul Bacău, având raportul de compartimentul de specialitate juridic numărul 4424, din 06-07-2016, al secretarul Comunei Bârsănești, al Comisiei de Specialitate Juridică în cadrul Consiliului Local al Comunei Bârsănești, având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului României numărul 35/2002 pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare și funcționare al Consiliilor Locale, aprobată și completată prin legea numărul 673/2002 a Ordonanței de Urgență numărul 20/2008, precum și a Ordonanței de Urgență numărul 66/2008, văzând regulamentul aprobat prin hotărârea Consiliului Local numărul 15/2012, în termenul prevederilor legii numărul 393/2004 privind statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare ale legii numărul 286/2006, ale legii numărul 205/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare. Analizând modificările și completările aduse la legea numărul 115/2015 și legea numărul 393/2004 și legea numărul 205/2001, în conformitate cu dispozițiile articolului 36 alineatul 1 și 3, articolul 48 alineatul 2, articolul 115 alineatul 1 și litera B din legea administrației publice locale numărul 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare. Propune: se aprobă regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local Bârsănești conform anexei care face parte integrată în prezenta hotărâre. Secretarul Comunei va pune la dispoziția Consiliului Local prezentul regulament și îl va aduce la cunoștință publică în termen de 3 zile de la adoptarea prezentului proiect de hotărâre. Prezenta hotărâre va fi comunicată primarului Comunei și instituției prefectului județului Bacău. Citesc tot capitolul, vreți? Nu, rostul ăsta a fost... Eu l-am citit.
Vreau să vă citesc toate capitolele astea. L-am citit. Deci toată lumea avea obligația să le citească, pentru că ăsta este rostul transmiterii cu 5 zile înaintea materialului. Dar dacă l-avem acasă, doamna secretară, putem studia și la, pentru alte 6 zile, pentru să ne informăm. De altfel se completează și cu ordonanța 35 și cu legea 394. Este chintesența tuturor legilor care guvernează activitatea Consiliului Local. Noi, în momentul în care l-am studiat, l-am așa, l-am aprobat, dumneavoastră, așa, el devine lege. Și atunci eu, în formatul final, odată adoptat, am obligația să vi-l înaintez fiecăruia pe format de hârtie, ca să-l aveți ca bază. Și când avem câte o neclaritate și mi se pare că ceva n-ar fi în regulă și facem trimitere la lege. Facem trimitere la lege. Vedem exact ce anume dispune regulamentul care este raportul ăsta, la urmă. Eu le-am citit. Eu le-am citit. M-am explicat cum am structurat și am... Funcționarea Consiliului Local, desfășurarea ședințelor, elaborarea proiectului hotărâri, proiectul procedurilor de vot. Citite, domnul primar, care... Dacă vreți, sunt citite. Știm, dar mă durează. Nu, citesc ultima, numai ultima. Ultima. Vreți aici raportul? Păi ultima e raportul meu. Raportul, am explicat cum au scos din toate legile care... politic și așa, sprijinul proiectului de hotărâri privind adoptarea recapitulării regulamentului de organizare și funcționare Consiliului Local Bârsănești. Domnilor consilieri, conformitate cu prevederile ordonanței Guvernului României numărul 35/2002 pentru aprobarea regulamentului recadru de organizare și funcționare Consiliului Local adoptată și comunicată prin legea numărul 673/2002, legile numărul 249/2006 și numărul 115/2015, care modifică și completează legea numărul 393/2004 privind statutul aleșilor locali și legea administrației publice locale numărul 215/2001, legea numărul 286/2006, care modifică și completează legea administrației publice locale numărul 215/2001, ordonanța de urgență a Guvernului României numărul 20/2008, ordonanța de urgență numărul 66/2008 și programul de desfășurare a ședinței de constituire a Consiliului Local, întrucât local înaintat în instituția prefectului de sub Bacău. Am elaborat structurat pe capitole și secțiuni proiectul și regulamentul actualizat de organizare și funcționare Consiliului Local Bârsănești, care să surprindă principalele aspecte organizarea autorității legislative și executive, cât și problemele esențiale care se referă la colaborarea dintre activitatea Consiliului Local și aparatul propriu de specialitate a primarului. Regulamentul este structurat astfel. Capitolul 1. Constituirea Consiliului Local. Capitolul 2. Organizarea Consiliului Local. Secțiunea 1. Președinte de ședință. Secțiunea 2. Alegerea viceprimarului. Secțiunea 3. Comisiile de specialitate. Comisii speciale de analiză. Secțiunea 4. Alte dispoziții cuprinde precizări privitoare la primar și la obligații secretarului comunei. Capitolul 3. Funcționarea Consiliului Local. Secțiunea 1. Secțiunea 1. Desfășurarea ședințelor. Secțiunea 2. Elaborarea proiectelor și hotărârilor. Secțiunea 3. Procedura de vot. Capitolul 4. Întrebări și interpelări, petiții și informarea consilierilor. Capitolul 5. Dispoziții privind exercitarea mandatului de consilier. Capitolul 6. Obligațiile aleșilor locali. Capitolul 7. Răspunderea aleșilor locali. Vă rog să studiați conținutul regulamentului actualizat și să vă pronunțați în sensul de a veni cu completările ce vi se par esențiale pentru a întregi elaborarea acestei instrumente de lucru care să ne fie în real sprijin în activitatea pe care o vom desfășura în următorii ani. L-ați parcurs? Da. L-ați parcurs, da? Acolo lecturat. Toți vrem să luăm bani mai mulți. La indemnizația asta, 10% până la 5%. Trebuie stabilit. Că nu știu dacă luăm 5%. Păi, acum, nu e un secret. Știți de ce nu mai luați? Pentru că ultimele ordonanțe, vă spun, pentru că fiind inspectorul personal, studiez și tehnorezactez dispozițiile de acordare a indemnizațiilor și a salariilor. Deci, ultimele acte normative care au reglementat salarizarea, atât a funcționarilor din primărie, fie ei publici sau contractuali, și a demnitarilor, prevedea clar că indemnizațiile consilierilor rămân la nivelul la care îl aveți. Deci totdeauna noi, secretarii între noi, suntem foarte, foarte vigilenți când apare ceva nou pentru primar și viceprimar în calitatea lor de aleși locali, ca nu cumva să vă dubim pe dumneavoastră de drepturile
mă rog, Bănești, care mi se cuvine. Asta se pot da din urmă, doar nu dați din buzunar. Da, dar face expres legea, da, face expres legea... Putea citi și mai? Da, pentru da, care nu știm. Care este procentul? Păi, acolo scrie până la 593, da. Dar vedeți că noi facem două ședințe minim. Deci ședințe comisii plus ședință ordinară. Ar veni de 25%. Să plătesc maxim o ședință ordinară și două de comisii pe lună. Scrie în lege. Da. Maxim. Maxim. De care procent de plată? În mod normal ar trebui una ordinară și una de comisii. Deci în lege spune una ordinară și două, maxim două de specialitate. Așa spune în lege. Da. Dar nu așa zice. Păi, dar nu există... Nu e obligatoriu, nu există minim fieros pe specialitate. Că, deci nu este obligatoriu să întrunească. Atât plătește. Ăsta e baremul. Da. Maxim. Maxim. Da, da. Există când subțări și ajută, există minim una de ordinară și da, minim una de comisii. Deci spune așa, deci minim una ordinară și minim una de comisii. Maxim două. Maxim două. Deci de specialitate, nu de specialitate. Atât să plătesc. Asta ar însemna... Nu, asta ar însemna... Asta, când este una ordinară, ar însemna una ordinară și una pe comisii. Nu, da, normal. Da, și ar veni un 5%, ar veni un 5% plus 5%. 5%? Da, da. Per total, practic, ședința pe comisii este cea care ia în studiu materiale din ședința ordinare. Nu, înseamnă... Deci nu are chestii. Am înțeles, dacă 5% per total, înseamnă că trebuie reformulat articolul din acolo, că acolo nu scrie 5% de ședință. Până la 5%, da, asta. De ședință nu scrie per total, de ședință scrie. Procentul cât e? Cât e stabilit, da. De la 1 la 5. Nu, dar trebuie stabilit și aici. Era 5%. Nu era 5%, zice până la 5%. Până la 5%. Atât cât era costică. O să fie cât a fost în... Eu am înțeles, dar poți fi și 0,1. Deci nu-i formulat, nu-i formulat clar până la 5%. Până la 5% poți fi și 1% și 0,2. Corect. S-a stabilit înainte, spuneți doamna secretară, că așa ți-a explicat. S-a stabilit înainte. Care e procentul? Păi stabilim? La apariția statutului, deci legea 393 pe, da, ajutați-mă un pic, nu, pe 2004, așa, alta era proporția dintre salariul primarului de la vremea respectivă și atunci era nu, dar avem legea și noi trebuie să ne raportăm exact ce scrie în lege. Da. Între 1 și 5%, care este procentul? Dar trebuie stabilit. Care este stabilit sau trebuie stabilit? Nu stabilit. Nu este, deci a fost 5% la fost, moment dat, la moment dat, era exact pe maxim. Trebuie pășit. În funcție de salariul primarului. Păi, calculat, dar nu mai stabilești nimic mai aici, pentru că atâta vreme cât legile de salarii. Doamna Gruban, e stabilit în lege, nu se poate depăși pe acolo. Nu se poate depăși. Nu mai vreți voi că se depășește. Dar avem voie să ne vorbim. Trebuie stabilit între voi. Păi și ce am zis? La două ședințe niciodată. Păi și ce am zis? Da? Acum suntem de... Legiuitorul, atâta vreme cât ne-a făcut atenți vis-a-vis de faptul că consilierilor locali nu li se majorează indemnizația, nu la nivelul... Da, poți să... când se rea. Mai poți să... Deci, mai sunt discuții pe marginea regulamentului? Nu. Se poate supune la vot? Sper că atunci ne-a făcut și la... Am modificat. La 15. Da. Pe pagina 5, da. Da. Sus. Mergi și acolo cu pierderea mandatului la gazdei privare de libertate, dar acolo nu-i clar, deci... Ba, da, e clar, nu, dacă are cu suspendare privare de libertate sau nu? Noi trebuie să ne raportăm strict ce scrie în lege. Privarea de libertate o comunică instanța identificată celui condamnat și el este obligat să ducă la cunoștință. Nu, dar dacă are cu suspendare, dar e privare, dar nu ai privare. Și nu are interdicție. Dar stați puțin, dacă are suspendare și nu i s-a interzis drepturile electorale, este valid. Deci nu este valid consilierul care are interdicție asupra drepturilor electorale. De a alege, de a fi ales, etc. Nu vedeți acum curtea constituțională, 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 curtea constituț
Deci instanța va pronunța obligatoriu în cuprinsul hotărârii, da, dispozitiv. În dispozitiv și în hotărâri, spune clar, ea are interdicție, nu are. Exact. Nu, păi nu tocmai că au fost câțiva primari aleși, care au fost condamnați cu suspendare și au mers. Și acum Curtea Constituțională le-a luat ecran. N-am auzit să se pronunțe. Nu, s-a pronunțat. Este decizia. Da, s-a pronunțat, dar nu știu dacă se pune în aplicare până nu... Altă chestie. De regulă, cum să nu se pune în aplicare? De regulă orice hotărâre se dă pentru viitor, nu pentru trecut. E posibil să dă. Cum a fost cazul lui domnul Reghine la unul. Exact. Nu, acolo a fost o interpretare greșită. Ce înseamnă? Cine e mai vinovat? Ăla care a 6 luni cu executare sau ăla care a 3 ani cu suspendare? Amândoi. Păi nu, că ăla, păi cum spuneți dumneavoastră, ăla 3 ani cu suspendare nu-și pierde mandatul și-și pierde numai ăla cu 6 luni cu executare. Sperăm să ne ajungem la situația asta. Sperăm să ne ajungem acolo. Stabilit în cuprinsul hotărârii de condamnare nu are nicio interdicție, vă spun eu. Da. Hai să vedeți de acord să punem la vot. Cine este pentru? Toată lumea fără abține, da? Da. Punctul 2. Punctul 2. De ca să scrii pe legea asta. Da, asta este panel. Tot nu proiect de hotărâri pentru desemnarea reprezentantului OATE Bârsănești, județul Bacău, în adunarea generală asociațiilor, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIM, inițiator domnul botezat Ogerul primarul comunei. Deci nu era pentru legea. Apă? Ca să scrim și mai punctul 2. Da, aici, de obicei, reprezentantul ADIM era primar. Până acum, și dacă vrea, dar eu părerea mea așa ar trebui să rămân continuare primar. Am înțeles din 2020 vorba să fim și noi racordați la apă și canal. Deja se au restricții la unde și cu apa. Nu, 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 stați așa. Deci din 2020 se începe proiectul P. Da. Deci proiectul P Bârsănești. Nu mai Bârsănești deocamdată. Și când este finanțat? Finanțarea cred că din 2022. 22. Cam așa. 2022. Și acum ne trebuie iară. Nu, dar nu. De ce abia încercăm noi să... Să facem ce, ce condiții, nu condiții, ci au venit cu ce propune și cu astea, ei să căutăm ne întreabă pe noi dacă să căutăm noi subsidiar. Bine, noi le-am dat faza cea mai bună, Valea Uzului, că altfel nu se poate. În zonă știți că au mai fost niște prospective. Dar noi sunt tapii de suprafață. Deci tapii de suprafață, seacă. Domnul primar, Ion Carela... Bă, la noi la Brătești acolo, se găsește la Corhan acolo. Deci eu din se proiectul găsești. Care l-am văzut, nu proiectul, din ce m-am interesat eu, spune așa, pentru un sat cu, știu eu, 2000, de pe 2500 de persoane, trebuie să fie un izvor de cel puțin 19 litri pe secundă. Păi să nu se poate face un sondaj, o... Trebuie captate mai multe izvoare. Deci trebuie captate. Plus. Deci cea mai bună plus este o fântână acolo, nici apa Bucovina. Dar ei nu acceptă... Nu acceptă furarea de suprafață. Stați tratarea. Deci ei acceptă furarea de mare adâncime. Ceea ce înseamnă de la stratul 2-3 în jos. La stratul 2-3 în jos, tot din ce am studiat eu și am văzut, spune că la noi se dă de petrol și sare. Așa este. Deci nu este potabil. Deci rămâne pe Valea Uzului. Deci singura variantă, și a fost un reprezentant de la Fish, nu știu cum se cheamă, firma aia care se ocupă cu proiectarea, și i-am spus, care, deși ei știau, dar mi-a întrebat ea, care ar fi variantă. Mi-a spus destul de clar, Valea Uzului ar fi cea mai ușoară variantă. Brătești, Bârsănești. Și după aia, ramificații în... Deci nu m-a lăsat, domnul, să termine. Deci ar fi puțin, vreo 6 km ar mai fi. Deci... Asta e treaba lor. Deci noi numai suntem cu detaliile și cu punerea pământ pentru stații. Dacă din conduită la Comuna, da. Comuna Bârsănești, cea mai bună metodă, cum am cumpărat la Chișinău, e un utilaj, vase de astea de 100 de metri cubi, au dus și au pagat 6 vase pentru o localitate mare, tare, apa, vine de la Valea Uzului, unii nu poate urca să așa se pompează, se bagă și acolo pleacă prin cădere și pleacă prin cădere la toată comuna dacă noi le așezăm la Brătești. Ar mai fi o sursă, zic eu, după mine, prin captarea pluviale, de la ploaie. Și așa se poate face, da, mă rog, na, acum trebuie să vă ajut. Dacă se poate încălzi, dacă plouă mai și mai frumos. Momentul în care te duci, începe să intervină mediul DSP, DSV, la Veleniu, dacă se poate întruni condițiile, se poate și prin apa pluvială. Noi așa le-am dat soluția, am zis, ca să nu fie nicio problemă, Valea Uzului. Păi este la Masca, când este o zonă, iar e bună de apă,
este zona la vărzărie. Iar e bună de apă. Da, Florin, și dar dacă... Astea sunt trei zone și s-ar putea... Domnul Florin, dar nu-ți dă voie mie. Florin, în primul rând, eu sunt sigur, vă ți-am spus că Bodișul Moldovei, apele de suprafață, nu o să vă dea nimeni autorizații corect. Pentru deci, costum. Corect. Deci, apele de suprafață. De la 2-3 în jos, stratul 2-3. Al doilea la rând. În Bodișul Moldovei nu este niciun izvor care să asigure... 19 litri pe secundă. Care să asigure necesară la o comună întreagă. Și faceți socoteală la investiția ce ar trebui cu rezervoare de captat de apă, de canalizare, de tot ce trebuie, să vedeți ce sumă ies. Și faceți socoteală ce ar însemna să ne racordăm la Valea Uzului. Vă garantez că ieșiți la 25% de cost. Noi la Valea Uzului vrem să ne racordăm. Dacă să avem depozitul nostru de apă, trebuie rezervoarele să... Bine, asta e partea a doua. Nu-i... Deci asta e partea a doua. Asta e sumă la Unești. Exact cum are Unești la sus pe deal. Rezervă de apă. Să fie rezervă de apă. Asta deocamdată așteptăm să vedem soluțiile. Păi frică că nu urcă apa de la Târgu Ocna. Dar îi dai, dar trebuie și mai sus. Urcă, ei dau soluții cu care la lacul de la Valea Sfântului este o altitudine mai mare, un pic decât Brătești sau decât Bârșănești, tu ai venit. Sigur. Mergeți și luați exemplu Urecheștiului, care au fost oameni cu capul tare și au făcut rezervoare de apă, au rămas fără apă. Deci la Urechești s-a făcut investiții pe plan local, au rămas fără apă, cu niște prețuri enorme. La Urechești. La Helegiu, aceeași problemă. Toate comunile care au făcut aceste investiții, nu vreau să vorbesc urât acum, dar au cam pierdut niște bani. Deci eu nu știu care dintre sunteți de acord să investiți niște bani care nu se pot folosi. Păi da, dar investiți cu folos. Deci este asociația de dezvoltare. De ce să nu ne înscriem în asociații, să beneficiem de niște fonduri? Noi suntem înscriși. De ce să nu mergem cu ei, să beneficiem de niște lucruri? Exact ca și cu noi. Aceeași poveste. Asta era să vorbim. Asta e o problemă. În momentul care mergem cu apa și canal, și tu îmi spui, Gelu, eu am apă, eu am hidrofor, am aia, nu vreau apă de la așa, știi? Nu, dar așa cu contractele. Cu salubritatea, știți? Da. Deci, e o problemă mai gravă ca salubritatea. Dar mă îndoiesc că cineva nu o să vrea să capteze apa acasă, mă îndoiesc. Stați să vă spun. Mai nu știu numele acum, după ce este o comună din Dolul de Siret, s-a investit 2 milioane de euro, s-a făcut apă și canalizare. 50 de abonați. Problema nu e, a luat cu rambursabil. Și acum vine Uniunea, că a făcut pe fonduri europene și au început să-i strângă banul. S-au dat banii, dai înapoi. De exemplu, ei de la cine se ia banii? De la cine se recupereze banii? A zis 200 de... 2 milioane de euro. Da, 2 milioane de euro și câți... 50 de euro. 50. Bine, poate din când am auzit eu din toamnă, până acum s-o mai fi racordat bun. De exemplu, noi la fântâna din spate avem contor aici, pus de apele române. Da, dar e normal să ai contor, că da, așa, dacă nu era contor... Dar din fântâni, din pământul... Da. Dar nu, în institutul și școala și tot. Și școala are niște bani. Și școala are și tot. Așa și cu gazul, dacă aduci gazul, de exemplu, vrei să aduci gazul. Ca să fii sigur gazul, că vrei să aduci în sat, așa, trebuie fiecare cetățean să aibă un contract. Așa, te vin cu gazul în poarta ta. E 30 de milioane racordare și ei și a fost de siguranță să facă poate profitabil treaba. Eu am spus-o cu gazul. Fiecare curte are fântână. Fiecare. Eu nu știu dacă cineva vrea... Exact ce spune. Și care acolo are 85% au fântâni în curte. Corect. Măcar acolo. Poziție, că nu suntem toate fântâni. Și după aia mai există o chestie. Ei când canalizează, când pergul canalizează, îi pun numai pe cei care sunt deasupra. Adică care apa se strânge și vine în canalizare. Cei ce sunt pe partea de jos, le se pun pompe ridicătoare. Pompele alea necesită un cost. Costul cine îl suportă? Om. El vine, face căminul în curte și de aici spune, ai pompa, îți ridic în canalizare sus. Suporți cheltuială. Asta e situația. Deci eu, da, și eu sunt de acord. Dar trebuie să stăm să analizăm. Și dacă îți face fosă, face fosă. Eu aș fi pe o variantă mai bună. 3 case în cotonul respectiv, fosă de 50.000, 100.000 de litri, la primărie achiziționate 2 vitan și făcut contract cu o firmă care... Și unii duci, unii duci care... Păi faci contract cu... Firmele care vin și... Cu o vitajare și stații de depurare. Au stații de depurare. Că ăla e convenit să ia bănuțul. Aia e obiectul de activitate. Nu totul
nu-și permite fosa da. Ecologică. Deci treaba e dificilă. Bine, acum așteptăm să vedem ăștia. Să vedem. Iar am primit adrese, acum să le mai dăm niște date, să le mai dăm. Asta e situația, nu toată lumea va beneficia. Trebuie să umple din foarte foarte, el nu săracul nu poate să-și plătească impozitul pe anul respectiv, da, apoi să... Deci, da, dacă ne gândim așa că deci avem fântâși, nu mai trebuie apă, păi nu mai facem niciodată. Deci, e, sigur, dar asta se va face. Deci trebuie să facem. Deci, prima oară să începem. Nu ca să o fântână și deci, nu mai trebuie. Deci, de 2022 să începem. Era vorba cu racordarea. Cu racordarea. În cauza asta. Factorul acordarea e chimat. Cel care vine să-și facă treaba asta vrea să vadă cât de benefică pentru el, ca constructor. Nu, dacă e cu fonduri europene, depinde cum le iei. Dacă le iei cu rambursare, treaba e nasoală. Sau cu o parte rambursare, că trebuie să dai banul înapoi. Dacă le iei nerambursabile, acolo nu-i interesează. Poate să se colmateze, că nu-i mai interesează nimic. Da, da, da. Cam de parte, domnule. Și vreau să mai beau și un pic de apă. Dacă e cu 2-2, la poftinea, George, să vedeți la fondurile rambursabile. Cred că nu-i sigur asta pentru o dată, pentru 2022. Da. Deci, referitor la gaz, că am mai spus-o și în mandatul trecut, eu am avut o discuție cu cei de la gaze, care erau pe traseul prin la Caraclou. Eu m-am bucurat când i-am văzut, că am crezut că noi aprobasem cu o lună înainte stația de pompare de la Caraclou. Și mă gândesc, deja într-o lună au și venit băieții, zic. Când m-am dus și am discutat cu ei, zice, nu mai facem o conductă către Chișinău. Da, este magistrala. Facem o altă conductă către Chișinău, legat pe lângă cealaltă veche. Și zic, da, dar eu m-am bucurat că noi vrem să băgăm gazul, am aprobat stația de pompare. N-aveți nicio șansă. Cum adică? Nu mă descurajați așa, zic. Da, nu avem nicio șansă. Deci cei care bagă gazul sunt transgazul. Transgazul au băgat în localități, că au venit primăriile că se racordează oamenii, oamenii nu s-au racordat și ei nu și-au scos investiția. Exact ca și face cu apa ce-i povestit. Și au zis, până nu găsiți un potențial economic de la dumneavoastră să preia asupra lui totul... Cum e cu gunoiul? E exact aceeași variantă. Deci până nu veți găsi un investitor din comuna dumneavoastră să preia tot, nicio șansă de băgat gazul. Iar a doua, nu se pot obține fonduri pentru înființare, deci fonduri europene pentru înființare rețea de gaze naturale. Pentru extindere se poate. Dar până nu faci tu măcar, știu eu, 500 un kilometru de rețea și după aia să faci proiect pentru extindere rețea, atunci poți obține fonduri de la Uniunea Europeană. Dar pentru înființare nu se face. Oricum o să ne dăm pe lângă Mihăiță, ei și poate reușim. Deci singura șansă la noi este ca Mihăiță să preia el. Nu, parteneriatul public-privat, sigur așa. Dar unul trebuie să... Și n-ai omul de unde. Și mai este consumul două cisene pe luna, parcă n-are activitate. El își trage pentru el. Aici o să vedeți. Dacă își trage pentru el, pe urmă o să fie și abonat. Da, da, ar fi bun dacă își trage pentru el. Acum, ca să, asta ar trebui ca el în proiect să prindă conducta de o capacitate mult mai mare. În momentul când se racordează cetățenii la ea, să nu ia lui din debit. Dar dacă el își o face cât e necesarul lui, pa. Așa cum s-a întâmplat și la apartamente. Eu am început conducta, de exemplu, pe scară la mine și s-au legat toți, 20, până la urmă. Dar eu am fost capul de pornire. Așa și aici să adică poate să fie Mihai. Ce se întâmplă? Lemnile o să fie de cel poate scumpe și o să avem nevoie de gaz. Va fi greu de lemne. Va fi greu de lemne și gazul va fi salvat. Deci trebuie că nu că avem lemne. O să ajungem la gaz și atunci... Lemnul de la an la an e tot mai greu. Oricum, la Perești ați dat 20 de sonde care nu au gaz metan și mai ne plânge de gaz aici. Nu, gaze sunt. Nu, gaze sunt. Hai să mergem cu sacoșa să mă ar fi bun să mergem. Ce plasul nu atunci o bară acolo. Nu, trebuie încerca să facem proiectele astea care sunt prienice de pentru tot. La gaz nu că trebuie sunt necesare. Trebuie o parteneriat public privat, societate privată. Așa, potent de financiar care face rețelele așa și o să încasezi trebuie să începe. Dacă nu începe și toți zice că nu se poate. Pietru 50 de ani. Deci proiectul de gaze este... Mai mult, cu dumneavoastră, nu mai este proiectul de gaze făcut beton. Plan dus la Ministerul Economiei. Da, suntem de acord. Faceți doar de bani. Și era numai 130 de miliarde atunci. Da, asta trebuie. Vise. Dacă ar fi să spună. Da, uite, iar o discuție, deși ar trebui să terminăm cu ordinea de zi. La nivelul cărui an? 130 de miliarde? 2012. În luna octombrie.
Asta e situația. Bun. Hai să vedem ordinea de zi să termină. Dăm cuvântul domnului primar. Doamna secretară, sau eu pot să vă spun. Deci, de obicei, reprezentantă Nadim este primar. Păi, îl desemnăm pe domnul primar. Da, da. Acum, dacă vreți alte propuneri, dar vă dați seama că trebuie să ne ajungeți la ședință. Ca și locuitor. Da. Dacă vreți altcineva, nu? Da, domnul primar este primar. Deci îl propunem pe domnul primar și locuitor domnul vice. Absolut. Așa și am trecut în proiect. Spuneți la vot. Cine este de acolo? Nu vă da. Vreți să nu vă da. S-a obținut cineva? Contra? Toată lumea de acord. Mai avem diverse? Avem declarațiile pe care nu vreau să le scăpăm necompletate. Eu am făcut un raport, privind situația cheltuielilor efectuate din bugetul local de venituri și cheltuieli al Comunei Bărsănești la începutul anului până în data de 14 iulie 2016. Dacă doriți să-l ascultați, eu pot să vă-l prezint. Nu-i făcut detaliat, este scurt, dar cine dorește mai detaliat, putem cu domnul primar, la domnul contabil și ne-l dă exact. Eu dacă era să-l fac, trebuie aici. Deci un raport cu cheltuieli începând de la 1 ianuarie și până la 14 iulie 2016. Deci când a fost mandatul lui Iftin, vreți să arăt. Nu, când a fost, de când s-a făcut bugetul din el și până acum, până azi. Da. Așa ar trebui, din cauza că merg prin sat și se aud diferite discuții, că ceala au făcut, că ceala nu au făcut, că nu o să facă. Arătați care a fost treaba de la luna lui decembrie și până acum, toată activitatea, toate cheltuielile, câtă datorie are primăria față de terțe sau față de societățile care au lucrat, să vedem ce iese de aici în bună. Și e foarte bine. Puteți să-l și citiți dacă da. Aveți. Deci, pe partea de administrație publică, deci ce înseamnă cheltuielile primăriei? Planul a fost de 968.000 lei. Știți că așa spune, plan, îl atingi, nu-l atingi, bun. Cheltuieli 949.000 lei, rest 474.000 lei. Astea s-au împărțit în cheltuieli de personal și cheltuieli material. Cheltuieli de personal, salarii, plan 557.000 lei, cheltuieli 299.000 lei, rest 258.000 lei. La cheltuieli materiale, planul a fost de 411.000 lei, cheltuielile 195.000 lei, rest 216.000 lei. Astea s-au împărțit în furnituri pentru birou, 7,8 mii lei plan, cheltuieli 4,9 mii lei, rest 2,9 mii lei. Energie electrică și combustibil solid pentru, deci energia care se consumă în primărie și lemnele pentru primărie. Planul este de 320 de mii de lei, cheltuieli a fost 3,3 mii lei, urmând să aducem lemnele. Deci astea nu s-a achitat. Ar fi un rest de 287 de mii lei, dar să vedem cât ne costă lemne. Așa. Ce? Carburant și lubrifianți pentru cele două autoturisme, Logan, Suzuki și pentru sculele din dotare, drujbă, generator, pompă de apă, cositor. Planul este de 26.000 lei, cheltuieli 8.000 lei, rest 18.000 lei. Poștă și telecomunicații, adică înseamnă toată corespondența care o trimit, în plus internet, telefonie, tot ce este în primărie. Planul este de 32.000 de lei, cheltuieli 13.000 lei, rest 19.000 lei. Aici așa mai avem o plată restantă rămasă, deci s-a cheltuit cu camerele de la care s-a montat la primărie 12.000 lei și se plătește în 36 de rate lunar. Deci ăștia 12.000 urmează să devină. Deci ăsta ar veni ca o datorie deocamdată la primărie. E un contract. E un contract, da. La alte bunuri și servicii, planul a fost 26,2 mii lei, cheltuieli 143 mii lei, rest 119 mii lei. La asta se încadrează. S-a achiziționat materialele pentru parcurile astea care am început să le montăm. Scândură, șuruburi, lanțuri, topoganele, ciment, țeavă metalică, vopsea și așa mai departe. Tot din aceștia s-au cheltuit pentru dispensarul uman, pentru gard. Tablă, țeavă, ciment, saturnat alic, deci ciment pentru alie, balast, ce a mai fost. Iar pentru, tot pentru dispensar, materiale pentru zugrăvire. Ce a fost? Anvelopare, polistiren, tencuială decorativă, var, vopsea, adeziv, plasă de fibră, deci toate care s-au consumat acolo. Așa. Iar la obiecte de inventar, am avut 31.000 lei plan,
cheltuieli 18,5 mii lei, rest 13 mii. Aici s-a achiziționat o pompă de apă electrică care ați văzut că o folosim, ca aia cu benzină nu trage de la Marea Dâncimii, am luat-o pe aia că nu puteam să facem față cu azlaltă. Așa. S-a cumpărat niște bănci care o să se pună prin parcuri, deja s-a mai pus câte una pe aici pe acolo. Două stații de autobuz, o pompă de presiune care spălăm utilajele, că n-aveam cu ce să le spălăm și că lucrăm prin noroi și astea trebuie spălate. Așa. Și o bormașină. 4. La pregătirea profesională a angajaților s-a prins 10 mii lei. S-au cheltuit numai 4,8 mii lei cu trimiterea la specializare a angajatului de la urbanism și de la achiziții publice. Rest 5,2 mii lei. Capitolul 5602. Plăți pentru persoane aflate în instituții sociale de ocrotire. Planul a fost de 300 de mii lei, cheltuiel 23 mii lei, rest 7 mii lei. Capitolul 6104. Ordine publică. Planul este 60.000 de lei, din care salariile polițiștilor local, plan 50.000 de lei, cheltuit 24.000 lei, rest 26.000 lei. Pregătire profesională am prins că trebuie să trimitem neapărat unul dintre polițiștii comunitari la specializare, că altfel ne desfințează serviciul. Așa. Nu s-a cheltuit încă. Urmează să-l trimitem. Deci la pregătire profesională nu s-a cheltuit, sunt 10.000 lei. Capitolul 6105. Serviciu voluntar pentru situații de urgență. Planul a fost de 46.000 de lei. Cheltuieli salariale planul 26, din care cheltuieli salariale plan 26.000 de lei, cheltuieli 15.000, rămâne 11.000. Combustibil pentru intervenții de urgență, adică cum a fost cu ploile astea, cu tot motorină, tot pentru utilaje ce am mers. Planul a fost de 5.000 și s-a cheltuit 3,6 mii lei. Așa, la alte bunuri, e acolo un capitol, am prins 9 mii lei, nu s-a cheltuit nimic. Iar la obiecte de inventar, a fost 4 mii lei și s-a cheltuit 1 mii, am mai cumpărat o drujbă pe situații de urgență. Cade copacul, cade, trebuie să ne... Una singură nu reușeam, care o aveam în inventar, să facem față. Capitolul 6805, asistență socială pentru persoane cu invalidități. Salarii și indemnizații, plan 523 mii lei. Din care salarii celor 8 asistenți personal, plan 195 mii lei, cheltuit 15 mii lei, mai sunt 180 mii lei. Aici s-a trecut mai mult din cauza că știți că pot să mai apară sau trebuie să fie bani acolo, că altfel, da, nu așa. La indemnizații pentru cele 27 de persoane cu handicap, plan 328 mii lei, cheltuit 176 mii lei. Știți că salariile și indemnizațiile la capitolul ăsta sunt defalcate din TVA, deci nu sunt din bugetul primăriei. Ei... Când recuperezi TVA-ul, o să bagă la asta. Capitolul 6815, ajutor social și ajutoare pentru încălzirea locuinței. Plan 10 mii lei, cheltuit 3,7 mii lei, rest 6,3 mii lei. Ajutorul ăla de lemn care... Așa. Capitolul 7006, iluminat public. Planul a fost de 173 mii lei. Se împarte în consum de energie electrică, rețea stradală, plan 80 mii de lei, cheltuieli 40 mii, mai sunt 40 mii. Achiziție lămpi cu LED-ul. Costul total a fost de 160.000 de lei. S-au achitat 70.000 de lei. Rest de plată, 90.000 de lei, care se vor achita în 12 rate lunare. Deci 6 ar rămâne ca o restanță. Așa. Și ar mai fi încă o restanță, lucrările de montare a lămpilor. Deci lămpile vechi date jos, puse lămpi cu LED-uri. Alea care au fost bune s-au pus în locul altele. Ar fi 30.000 de lei, care au rămas la fel de achitat. Așa. La capitolul 8, 7, nu, punctul 8, capitolul 7405, mediul salubrizare. Aici planul a fost de 60.000 de lei, s-au cheltuit 59.000 lei, încasat taxa salubrizare 400.000 lei. Suntem în deficit. Da. Ce se întâmplă? Aici trebuie, cred că, să facem o rectificare, trebuie să ne ridicăm la 104.000 lei. Ca să putem duce până la sfârșitul anului. Bine, noi între timp și încasăm, dar încasăm mai greu. Asta e situația. Exact ce vorbeam înainte de apă și de toate. Așa. Bun. La capitolul 8402, întreținere drumuri comunale. Planul este de 4.328.000 lei, cheltuiel 398.000 lei, rest 3.930. Dar aici se încadrează, deci în capitolul ăsta se încadrează și investițiile de la Brătești. Și acum o să vă dau de falcat care e suma din primărie și care e de la Brătești. Deci pentru cheltuieli materiale, planul este de 209.000 lei.
iar restul pentru investiția modernizare drumurilor locale și de cele 158 sat Brătești. La, pentru primărie, deci ce sunt drumurile la alte de întreținere, sunt salarii, drumuri și șofer bulgo. Plan 94.000 de lei, cheltuit 42.000 lei, rest 52.000 lei. Cheltuieli materiale. La cheltuieli materiale, planul este de 115.000 lei. Ce v-am spus și la asta, e până la sfârșitul anului. La cheltuieli materiale, planul 115.000 lei, s-au cheltuit 63.000 de lei cu balastrarea din ceva în ianuarie, dacă vă aduceți aminte, și a rămas cu un capăt din decembrie. Așa. Și a mai rămas 52.000 lei. Acum să vedem. Poate sperăm și noi o, cum să spun eu, o rectificare la Consiliul Județean să ne mai dea ceva, să putem. Cu 52.000 de lei, adică 520 milioane, prea mare lucru nu poți să faci. Și poate ne mai dă ceva și ne putea face. Așa. Cum? La calamități ceva? La calamități ne-a venit adresa, dar încă nu a intrat în... Și să vedem aia cum ne dă. Ne dă pentru combustibil, ne dă să cumpărăm balast, ne dă, nu știm. Încă n-au venit regulile de aplicare. Așa. La modernizare de C158 și drumul locale, Sat Brătești, planul este de 3.964.000 lei, proveniți din Programul Național de Dezvoltare Locală de la Ministerul Dezvoltării, PNDL-ul care e. Da. Pentru proiectul așa, și mai avem un proiect care iar suntem deficitar cu 20.000 de lei, pentru proiectul ăla care o serie știu din ei, modernizare drumul local. Ar fi niște uliți, două poduri sau trei, nu mai aduc aminte, trei poduri, deci ăla de la Zlatina Sece Agricultorul și ăla de la Chicerea de acolo. Deci proiectul costă 70.000 de lei, 50 avem, am mai avea un deficit de 20.000 de lei. Să vedem prin rectificări de unde putem să-i mai... Dacă avem baftă sau plin. Și dacă avem, da. Am înțeles ordonanța 7, asta, programul 7.2, vor să-i dea drumul în continuare. Există un total general cât a rămas? N-am făcut un total, că v-am spus, dacă vreți mai detaliat, cu domn primar, mergem la domnul contabil. Puteți să fac pe net, ar fi ok. Puteți să-l încărcați pe net. Da, nicio problemă. Site-ul a devenit acolo la devenire, nu? Sau să ne putem documenta și acolo. Așa, încă se lucrează la. Încă se lucrează. Da. Așa. Iar la capitolul 650271, investiții școli, suma de 1.319.000 lei provenită din excedentul bugetar a fost repartizată pe trei proiecte. Reparații corbe școala numărul 1 Bărsănești, care costă 450.000 de lei. Amenajare teren sport și amenajare accese școala numărul 1 Bărsănești, care costă 225.000 lei. Grup sanitar și extindere două săli de clasă școală Brătești, 644.000 lei. Excedentul bugetar a fost cumulat din anii din urmă la 2.700.000 lei. Acum, cheltuindu-se 1.319.000 lei, rămâne 1.300 și ceva de mii de lei. Așa. 13 miliarde de euro. Sursa e venitul, deci la capitolul 8303, sursa e venitul propriu din taxa de izlaz care a fost înainte. Suma a fost de 3.254.000 lei, din care s-a achiziționat tractorul și utilajele din dotarea acestuia, s-a cheltuit 287.100.000 lei și suma de 38.300.000 lei a fost folosită pentru amenajarea și întreținerea drumului agricolului la în zona fostul CAP Bărsănești. S-a făcut digoala la terenul de sport. Fugea la vale. Fugea terenul, s-a acoperea și dacă tot a fost făcut, era păcat să nu se lucrează. Deci cam asta a fost raport. Dacă doriți ceva mai detaliat, v-am spus, oricând doriți, ne anunțați, veniți. A, bine, o să-l încărcăm. Dar până o să fie să-l încărcăm pe internet, cu domnul primar, la domnul contabil și vă dă exact detaliat pe fiecare capitol, sub capitol. Eu aici am dat numai pe capitole, să vă dați seama că trebuia un teac de hârtie. Vreau să mai pun o întrebare. Deci, pentru Brătești, cu iluminatul ăsta acum, mai nou, a fost prins în proiect? Brătești. Deci... Dar tu cum n-ai prins în proiect? N-am zis că nu. Așteptați un pic. Am zis că altul... Deci asta n-a fost proiect. Asta a fost... O modernizare, iluminat public. Primele au început cu deci, Bărsăneștiul și cu Caraclău, urmând deci, să le achităm pe astea, urmând să facem extindere în altă parte. Noi am luat ce era mai distrus. Fiind domnul primar care a murit, el a făcut adevărul că Brăteștiul stătea cel mai bine la momentul trecut în iluminat public. Cel mai rău stătea Bărsăneștiul, chiar cel mai rău stătea Bărsăneștiul, după aia Caraclău, după aia Albes. Da, a luat rasul capul de Bărsăneștiul. Cum? La Brătești tot a rămas cam pe degete. Nu mai fost bani de așa vreți, că am rămas cu restația. Deci în momentul când se achită ăsta, o să luăm, că de acum asta va fi viitor. 25 de lei. Deci, de exemplu, la mine nu este mai mult. Deci, nu pus la ăsta. Vorbește câte un rând. Da, deci, să pună modern strada principală,
Da. Și alea lămpile care așa s-a întâmplat acolo, și aici. Se pun în altă parte. Așa s-a întâmplat și pe Caracol și Bârsănești. Da. De exemplu, în Vorbea mai trebuie vreo 5, 6, 10 lămpi. Când începe școala copiii, când se duc la școala aia, ce se întâmplă? Să duc săracii. Noi, la cheltuielile astea care se fac pentru iluminat, astea minori, de exemplu, dacă știu că trebuie să schimb anumite becuri, o lampă de asta clasică nu e prea scumpă. Și pot, printre ele, să mai bag unii e nevoie și câte o lampă. Că aia, în momentul în care o să băgăm de asta modern, o luăm de acolo și o mutăm în altă parte. Era bine dacă s-ar fi prins măcar zona centrală în fiecare sat acum când au schimbat. N-au fost bani deja, vedeți că avem 900 de exemplu, aici s-a extins toată strada principală. Da. Și în celelalte sate, să știți că sunt corpuri de iluminat, le numeri pe degete, sincer. Și îmbrătești și vadă și... Îmbrătești și mai sincer. Duceți-vă seara, la Godos, în centru, către Îmbrătești. Aici, la noi, deci, tensiunea electrificioară. De 220. Este zilnic să întrerupe curentul. Nu, e tensiune sau... Nu, nu. Nu, dacă mă lăsați să vorbesc și... Păi da, vorbim ca gâștiri. Deci, când am pus gaterile eu la Bârsănești, am chemat eu unul la Bârsănești, când aveam curent suficient. Și a trebuit pentru un kilometru și jumătate. Era vorba de 6 stâlpi. Să ne legăm de la transformatorul din Târgogna și aveam curent. Și atunci ne dispărța Bârsăneștiul din Sânduleni. Cădea curentul și acum, ne vedeți în fiecare dimineață, la ora 6, curentul nu mai este. Nu știu dacă observați regalia. Este. Noi ne raportăm la ziua de azi. Ce a fost în trecut așa, a fost, noi așa, de acolo, de azi. Ei, unul când vine de acolo să-l rugăm să-l... La Brătești se ia de câte 3-4 ori zilnic curentul. Trece unul, trebuie să mai mult. Și la Oneștiu era. S-a găsit. Deci era și Oneștiu era în Bilcat, era pe rețeaua de medii tensiuni, un fir dădea la masă. Au mers la pas, l-a găsit, ni s-a transmis. Că s-a și adevărul ăsta eu văd că la primărie ieri și azi chiar nu s-a mai luat curentul deloc. Păi, nu, adevărul că transformatorul ăla de la care suntem partea asta la vale, toate societățile comerciale sunt pe zona aceea. Consumul e mai mare. De exemplu, așa, ăla de la magazin, de la vechiul magazin, ăla e mai puternic ca ăsta. E consumator mai... Eu zic că așa vin în completare. Deci, poate să fii câți agenți economici ori fi, poate să fii câți consumatori casnici ori fi, eu unul trebuie să asigure. Da. Eu plătesc la priză 220 tensiunea de curent. Dar mie nu mi-ajunge 150. Am pățit o ce este asta? Mă fură. Asta, știți, e unul de sigur. Putem noi, ca primărie, face semnături de la oameni și trimit oameni. Ideea este bine. Care adresa am trimis. Primăria nu se poate implica prea mult, că ăsta este un contract civil. Nu se poate implica prea mult ca să o luăm și pe partea legală. Dar putem face grupuri de persoane și să-i dăm și de dată. Altceva. Că nu se poate. Deci în fiecare zi să ia curentul de câte 5-6 ori. Se ia curentul electric. Așa. Seara, deci nu ai în priză mai mult de 150 de volți tensiune. Nu ai. Și vara, mai cu iară. Ce facem la intemperii? Și la vremuri din astea? Ce facem? Dacă la intemperii până pe galeară acolo... Exact, ce așa așa așa. Dacă nu se fac grupuri, din cauza... Eu am tras pe piele, mă. De încasat, de încasat, încasează, deci nu există factorul să fie încasat, nu există, că stai curent. Eu am să zic, am să propun la sala noi, facem grupuri și dăm îi acționăm în stație. Există la posibilul de ce am persoană care se ocupă numai de așa ceva, deci trebuie luat legătura cu ăla. Ăla știi legislația, ăla este... Dar nu trebuie să știi lucrurile. Deci este un contract civil. La noi e ne poate consulta ăla, ne poate învăța ce să facem. Să știi situația, adus, există stâlpul, l-a adus problema, la fața locului, dar nu poate intra din cauza culturilor. O zis la toamnă, când se strânge, recolta. Dar nu știu dacă rezistă la toamnă, i-a trecut și acum două zile. Ei speră să reziste. Și la toamnă, el nu zice că putem intra cu utilajul. Nu rezistă dacă stă în firii. În firii stă. Dacă poate un vârf puternic ăsta, am terminat o fără. Și dacă bate vândul și o rupe, ce faci atunci? Pe unul intru pe sine. Atunci se duce exact cum s-a întâmplat la... dincolo la... cum îi spune? La... la Taslău. Nu-i corect. Deci trebuie întâi să previn înainte de a se strica. Nu se strică. Vasile, dacă își cuparcă... ei trebuie să-și facă datorie. Sunt încasează, trebuie să... ei sunt societate private, doar la voastră. Dar nu știu, dar ei nu poate să intervine. Nu vreți să vorbiți deloc pe rând, vă. Absolut deloc. Am notat și niște puncte, să dați voi să vorbesc un pic de la altul, niște probleme care trebuie făcut, că tu știi cât
pe viitor. Hai să încercăm, hai să încercăm să vorbim pe rând. La școală, învelitoarea, știți că e deteriorată, da, trebuie să vigurăși, așa. Nu, proiectul, avem deja făcut calculele, că deci nu știu cum facem. Păi lasă-l la să vorbească. De la precipitațiile astea cu păraile mari, au mai rupt un pic pe la drumuri și ar fi la Preda Dumitrache, da, acolo, și aproape de el, la Dragomir Ion, s-a dus până la proprietate, sau la Lazar Grigori de văzut, și un pic pe Valea Poenie acolo s-a odat cu balastru și așa, să faceți, domn primar, cumva, să colaborăm. Eu am niște vreo 60 de nume, 70 de telefoane, să mergeți în audiență la directorul de la Orix, să prin telefon, să vă dea o, să ne pună și nouă un releu. Deci ar prinde albile și jumătate de poian, de noi a rămas singuri fără. Deci dacă e nevoie, strângem din nou semnăturile cu numărul de telefon la fiecare om. Îmi dau concurs, particip, deci mai am... Să... Poate, poate, știți? Încercați să vă scriți în audiență, să explicați care chestia, să ne ajutați acolo, așa? Acolo la izlazul de la podul Zăbii, vedeți că fântâna aia este pe izlaz. Deci în 2013 a fost făcută de cetățenii de acolo, au pus tuburi, au mai zidit niște pietre, au pus sul și găleată și toate, dar numai că sulul l-a pus de proastă calitate, s-a rupt. Și șmecherul ăsta, Preda Fărel, e pe izlazul lui. Deci el a făcut aducțiuni, a făcut aducțiuni care au dus direct în firma lui, e altă treabă, clădirea lui, dar pentru partea cei de izlaz pe acolo, deci se duce om căruța la câmp, n-are unde să dea ca o lapă. Acolo este sigura fântână din izlaz care existau de 100 de ani acolo. Așa, și acolo ar trebui să-i refacă sulul ăla, așa, găleata și lanțul este acolo în vecini. Deci nu furatul, lumea a luat-o ca să nu fure alții. Este și trebuie un uluc de țavă sudat, două picioare, adică patru picioare băgat în beton, deci ulucul și sulul să-l facă. Deci el a făcut pentru aducțiunii Ghica pe izlazul acela și l-a făcut pentru firma lui și l-a făcut în clădirea lui. Și dacă e tot pe izlaz, deci drum, lăsați, deci este lăsat, doamnă, este lăsat... Ce am scris aici este lăsat la domnul primar, nu mai scris încă o dată. Deci să reabiliteze fântâna aia existentă, că el a făcut nica pentru oameni. Deci budozerul l-a făcut, tot bagajul l-a făcut drum pe izlaz, deci el putea să ducă pe podul existent, la Ionică Lazar și pe proprietatea lor putea să ducă, că deja exista și pod și exista și drum. El a băgat drum budozerul pe izlaz, prundești pe izlaz, nu băgat de acum, dar la fântâna aceea cât era să fac un sul și un uluc? Deci cu 6-7 milioane termină tot acolo, dă la unul și îl faci chestia aia. Așa. Pentru drumul ăsta, de peste deal, am văzut că s-a început acțiune să taie, acum dacă s-ar putea face șanțuri, pe parcurs cu buldo, cumva, și cu oameni de la ștoare, și la balastare și balastare după aceea. Dar la balastare cred că ar fi bine, după ce spune balast, să mai prinde o ploicică apăsat, să intre un pic în pământ balastul, să nu zboare. Deci, după o ploaie, dacă e vreun utilaj de apăsat, de bătut, eu știu, să-l compactez, să-l bage un pic în pământ, când e pământul moale după o ploicică. Da. La stâna asta de la Măvura Părul, de acolo așa, de pe Oroza, s-a dus multe oi, mai ales capre, dus cu remorca, din alte comuni, au dus la Vale, de la Livieț, de la Poiana, de la deci. Anul ăsta ce se mai trebuie acasă, măcar de alt an, să nu se mai aducă din altă parte. Plus de asta, animalele necrotaliate, la fel. Nu le poți identifica, ăla zice ce vrea. Că s-a luat ăla, că s-a luat ăla, deci... Animalele necrotaliate să nu mai intre pe pășuri. Și după aia identificați care sunt din comuna Bârsănești. Din comuna Bârsănești poți fi de la Brătești, la Caraclău, nu e nicio problemă. Sunt din comuna Bârsănești și îi lasă tot din comuna Bârsănești, dar devine din altă parte, de la Bezunț,
de la Livieț, de la Prăjoaia, iar nu-i bine. Pace-vă, Domnule! Pentru drumurile din interiorul satului și pentru și spre Poiana un pic acolo, mai trebuie un pic de intervenit pe la șanță și profilat un pic. Acum, la seceta asta, el se menține, înțelegeți? Dacă profilezi acum... Apa nu lua din drum de acolo? Ce? Ei, au pus acolo, da. Era bine, atunci era pe urgență, acolo era bine câteva curși din ăștia de gambioane. Atunci, da, când o... Acolo, nu știu, noi în sat putem face, dar da, acolo nu știu cum putea face, da, când este pe teritoriul Liviecului și... Păi da, da. Nu zicem, îl facem. Vedem, eu cred că varianta mai bună ar fi acolo să vorbesc știți cu proprietarul întâmplă terenului și să mut drumul știți mai... Știți ce se întâmplă? Noi am pus o țavă la Preluca. Și asta înseamnă că din 2002 sau 2001, când i-a pus aia, nu trebuia să mai circule nicio mașină la albele. Nu zic ce se poate face, se poate, dar investiții prea mari nu putem face acolo. Deci îl întreținem, îl facem șanțuri, facem, dacă să putem face un proiect, acolo să facem gabioane, nu știu dacă s-ar putea. Dar nu cu foarte proprii, ziceam. Fier, da, fier, 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 beton, plasă, doar ar veni trei jos, trei sus, mai retras. Doar pe unul în gaudă și pe alălalt pistiere și un pic retras. Acolo ar trebui făcut gabioane. Și noi pe lungime mari, trei... Șase din urmă. Nu, da, este în altă parte. N-am bine mai rău, rămâne în mai e și prin sat. Este la Vangoi, acolo. Acolo e problemă. Și din coacii, din coace scandalul va fi mai mare pe Valea Poenică. Acolo ce nu mai vine autobuz. Ați văzut, am dăie pomii pe Valea. Acolo e început bun, da. Acolo și-a... Trângele. Dacă dă Dumnezeu acum să-mi veniți pe aia, chiar dacă nu vom mai fi dacă se face... Dacă se face... Dacă o să mai fie ceva bani să faci un pic de profilare cu grederul, acum cât îi sește și balastul se mai bate și când vor veni ploile, o să fie să mențin mai mult, dar dacă, eu știu, și după bani. Și la pod, sunt la albile două poduri mai mari, deci și al treilea ar fi acolo, de la deal Ghiță Pascu, ăla e mai mic, nu e afectat. Dar ăsta de la moară e de prin 2005. E căzut o aripă și e trasă cu un utilaj acolo și e săpat un pic și pe desubt. Și un pic la domnul Avram acolo iar e săpat cât o zică. Dar acolo ar trebui numai o plătit o expertiză de 5-6 milioane de un expert. Să duc să, și ăla îți dă, face expertiza scrisă în care ăsta rezistă, la asta ar mai trebui asta. Așa. Eventual să unul dintre ele, care e mai grav afectat, să-l mai consolidăm pe, în urma unei expertize. Cam atât. Așa aveți și eu ceva bine spus. Unul vicii, pe drumul ăsta județean care vine prin localitatea noastră, rugămintea mea este și chiar o propunere și de sentimentul meu cred că e și vârlam. În Bârsănești la noi nu avem un indicator. Deci avem curbi foarte periculoase și noi nu avem indicator. După aia la Brătești, să nu gândiți dumneavoastră că dacă se întâmplă o catastrofă, după aia începe tam-tamurile. La Brătești vine oamenii de la Târgu Ocna și vin către Bârsănești. Acolo nu este niciun indicator. Nu. Așa e? Acolo trebuie să puneți neapărat curbă foarte periculoasă și indicator săgeata să arăte către Bârsănești. A venit vă unul și a luat aiurea sau vine vă unul de la Brătești și a luat aiurea, că acum se pune asfalt și o să meargă cu viteză și să vedeți că o să întâmple cum s-a întâmplat și în Bârsănești cu... Eu rugămintea mea faceți adresă către drumuri și poduri la Bacău să vină să pună indicatoare corect. Pui 50, 40, 30, cât vrea. Pe noi nu ne interesează cât pune, dar să ne pună indicatoare pentru persoanele străine care vin în Bârsănești. La agricultorul, atâția șoferi vin străini, săraci, nu știe că e curbă, că nu e curbă. Nu știe nici că e Bârsănești, nici că Brătești, că intri, că ești... Vă dă este indicatoare. Sunt indicatoare și de Brătești și de tot. Nu sunt nici de locale, nu se distopă. Este. După aia... Care dirijare. Da, la jos, acum la Neanghelescu, l-am prins eu sus. Către drumurile județenii este și de noi. Și chiar și pentru șoferii noștri. Deci pentru drumurile județene este făcută și din adresă și de noi și de poliție. Eu vorbesc propria experiență. Păi da,
are nimic, lasă, vitin trebuie să bag în altă parte, nu. Domnul președinte, deci trebuie, sau domnul vice, trebuie reglementată prioritatea la intersecția cu DG ăsta 116 și DC158 Brătești. Acolo? Trebuie reglementată prioritatea că acolo e periculos. Se termină lucrarea și în proiect sunt și indicatoare. După aia, mai am o problemă. Deci acolo degeaba îl pune că așa vin, face drumul și-l dă. Și bineînțeles, trebuie făcut cu semn adițional ce vine dinspre Târgu Ocna spre Bârsănești. Dar sperăm să termină ăștia semn adițional. Să montează indicatoare. Dacă nu le montăm noi, dar acum dacă le punem, vă spun. Nu sunt multe indicatoare, dar trebuie montate. Sunt niște puncte cheie care trebuie spuse că să prezintă pericol. Acum de adresă și acolo îi sparg mâine la... Păi asta, că eu am făcut niște comentarii pe internet, acolo în Târgu Găleanului, cum spunem noi. Așa că am trimis buldo de oameni. Am văzut, dar să știu că o să las. E ceva acolo, de desubt. Și s-a mai lăsat și până jumătate, la prima curbă, chiar la tubii al domnului Marii. Nu putem noi face, ești în ezemul 16, ei iau măsuri. Noi nu mă le trimit în adresa. Vorbiți pe rând, vă rog frumos, și mă lăsați-mă cum am și... Către drumul Cășuneanu cu drumul pe Caraclou care se sparge continuu. Bine, e una din garanții. Celelalte adrese, adică e următoarea adresă. Facem adrese pe care să vină. Trebuie să vină. Am o propunere către domnul primar și domnul vice. Deci toate utilajele care s-au luat la noi costă câteva miliarde. Rugămintea mea este și propunere. Dacă vreți să o acceptați, o acceptați. Dacă nu, nu. Cine lucrează cu ele să aducă garanții. Ce înseamnă garanții? Garanții, casă, și aduc o garanție. No, să se oprească din salariu o anumită perioadă. Nu dă de salariu. Conform legii, nu doar la magazin iar poți să-i oprești. Prin fișa postului. Dar omului n-ai poți. Dar odată ce e angajat, nu mai poți să-i impui. Cu ea înainte de a-l angajat să-i impui garanția. Nici atunci. Și nici atunci. Dacă îți permite legea. Dacă îți permite legea, exact. Dar de ce realizat asta? Zic că o să vină oricine să lucreze pe ele și la un moment peste 2-3 ani noi nu mai avem utilaj. Eu știu ce se întâmplă la toate firmele care au lucrat, care le... Asta se întâmplă. Când l-au pus pe chituși, l-au pus palma în fund, s-au dus și mai catat unul nou, din altă parte. Deci asta... Și o altă propunere către domnul primar, că am văzut la televizor, dacă nu vedeam ieri la televizor sau aseară, a fost o problemă cu oamenii ăștia care primesc bani ajutor de la primărie. Nu știu dacă noi, ca virgulă consilieri, răspundem de indemnizația asta care o primește de la primărie. Cine aprobă? Cine aprobă? Condițiile legii. Da. Deci problema este că am văzut cum a arestat un primar de la... prin Ardealul ăla, au dat la 1000 și ceva de oameni din localitate. Trebuie văzut prin lege ce spune. Doamna secretară, eu n-am zis că dumneavoastră mi-ați respectat. La 50 de oameni la 1000 și ceva este... Eu am propus, dumneavoastră faceți să cred. Totuși s-a cunoscut o leagă. Dom'le, așa este. S-a cunoscut, nu putem să spunem. Care nu au venituri, mai vină. Da. Deci, că doar nu afectează primăria. Eu nu zic că nu, s-o cunoscut, s-a făcut treabă și cu ei. Ați văzut. Nu vrem ca nouul nostru primar să dăm greș. Am stat și până la ora 4, batem sala albine cu ei. Avem și am făcut, le-am spus, băi, vă pun două zile, numai stăm până la 4 jumate să tragem, să terminăm. Mare 49 de ședin și o termina filmul și cu noi. Nu? Da, acum dacă îmi permite, domnul Blănar. Drumul Caraclăului, ce facem cu el? Cu asfaltarea jurul ăsta, cu reparațiile jurul. Păi am auzit, dar... Așteptăm. Tot așteptăm de 2 ani de zile. Adresă, mai știu, de 2 ani de zile tot așteptăm, lumea vorbește în fel și chip. Și eu m-am săturat să dau explicații. Deci drumul este al lui Cășuneanu, este încă în garanția lui. Noi încă nu s-a făcut recepția finală, banii sunt în primărie pentru asta. Oamenii trebuie să știe, asta vreau să duc la cunoștință. Oamenii trebuie să știe. Am vorbit cu băiatul, nu repară 50% anul ăsta, repară de 100% la anul. Deci tot trebuie să repare. Dar deci nu poate să-l predea să nu fie confort. Bine ar fi să repare anul ăsta, ar fi foarte bine. Da. M-am un cuvânt. Domnul... Bine, lasă-mă. Mai sunt persoane care au solicitat containere și n-au primit încă. Nu cred. Ba da. Cine? De exemplu, fratele meu, al doilea. Sunt două familii trecute separate acolo și... trebuie să vii să fac o declarație.
dar i-am spus, am impresia. Trebuie să vină să facă o declarație precum că nu se împacă cu, cu soacra, cu socru. Deci, în adis, au două contracte separate. Nu contează contractele. Deci adisul spune așa, pe gospodărie. Păi da, sunt două gospodării. Unul într-o parte, unul într-o parte. Sunt două case. Problema ei, ei spun așa, în curtea respectivă un container, se admite al doilea container în, spate, în momentul în care vine și dă o declarație că eu nu mă împăc cu mama, cu tata, cu nu știu ce și îmi trebuie al doilea container. Deci acolo sunt două gospodării separate. Containerul se dă nu pe contract, se dă pe număr de casă. Păi deci contract, două case, dar un singur număr. Un singur număr, da, așa. Un singur contract? Păi da. Contract este că fiecare are rolul separat aici, dar numărul de casă este unul. Pe urmă, ce face cu terenul ăla de sport? S-a făcut stâlpia, cad deja, e aceeași poveste ca la Bătești, ți-o frică să stai pe lângă, că s-au pus în, în umplutură, de-aia și cad ei. Da. S-a băgat umplutură la vale și stâlpii s-au pus în umplutură. Normal că pământul s-a lăsat și au plecat și ei. Da. Urmează. Plus faptul că nu se folosește, tineretul solicită, zice, domnule, la ce l-am, le-am mai pus? Da. Dacă mai e posibil, să cumpărăm lămpi din astea economice și să-i dăm drum la refolosire. Da, iluminatul, deci dacă cineva vrea să îl pornească, oricând este cutiuța acolo și aprinde joarte în stângiu. Deci iluminatul este în perfectă stare. Iar problema cu stâlpii a fost un volum atât de muncă că ați văzut. Au rămas din urmă un volum. N-am reușit să ajungem. Sperăm, nu știu, luna asta până la sfârșit, luna aialaltă, să ajungem să-i îndreptăm, ne cumpărăm o două, trei plase, că am văzut că alea din spivierul de acolo le-a rupt, le-a dat la pământ și să facem și o poartă de lemn. Încerc să și poartă. Da. Dar n-am mai avut timp, nu că nu imediat. Bagi animalele, nu, da, că bag animale. Da. Trebuie pus să-și afișe, interzis accesul animalelor în interior. Bazele sportive. Azi românii nu mai erau. Da. Păi, așa e. Rupe poarta și le dă. Și o altă, o solicitare a Proba Sarabiei pentru înfrățirea cu o comună din Republica Moldova. Întâmplător că am fost și eu pe acolo cu două săptămâni, dar nu are nimic comun una cu alta. Ne solicită să fim de acord să ne înfrățim cu o comună din Republica Moldova. Deci o căutăm să fie una mai bogată. Mai s-a arătat. Ce denotă înfrățirea asta? Una, în primul rând, vizitarea de către angajații primăriei, Consiliul Local sau alte persoane care doresc să meargă în zona respectivă. La rândul lor, ei îi primim și noi pe ei la noi și trebuie să-i găzduim, cum așa ne vor găzdui și prin fiecare locuința lor, un consilier își ia un alt consilier român, luăm și noi frații noștri. Consilier, cetățean care vor să meargă, să anunță, face public, să meargă. Cu sigur condiții, transportul gratuit. Da, asigur domn Georgescu. Cred că, nu știu dacă e cineva împotrivă, să, să demarăm discuțiile cu Proba Sarabia și să îi chemăm pe domnii la una din ședință să ne explice și să ne dezvolte mai bine ideea asta. Da. Mai aveți ceva, domnul Brana? Da. Domnul, o problemă mai veche de care domnul vice știe, școala de la Guravai. Să știți că aia e un pericol public. Da, dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva, nu știu cine răspunde. Știți că e, poate să intre oricine acolo. Da, aia poate să cadă jos, oricând, în capul cuiva. De trebuie neapărat luate măsuri și înfundate cumva. Nu, rămas, nu contează. Făcut ceva. Mulgă cărămidă. Deci făcut ceva și... Ce trebuie pentru dărâmare? Făcut loc de joacă pentru copii acolo. Un parculeț. Știți că sunt foarte mulți copii acolo. Măcar un parc de joacă, măcar un teren de fotbal. Făcut ceva. Nu contează ce. Se încadrează ca spațiu. N-ai spațiu. Trebuie parcare. Ca ceva îți trebuie un anumit spațiu. Bun. Deci putem să dăm la niște cetățeni să locuiască. Să nu stricăm. Dar n-au ușit în pericol. Ba da, mi-a fost în ea. Școala de la Albine, dacă noi nu o vedem, tot ca aia. Deci la școala de la Albine s-au făcut calculele tot, urmează să vedem că ne putem lua niște bani. Deci asta de la Gorabăi au început deja să ia cărămiri din zid. Păi nu, se lucrează să face proiectul. Dar tu ai auzit că am citit aici. Am spus, face. Deci așteptăm autorizația și ne apucăm de treabă. Este licitată lucrarea, tot. Deci, o a doua problemă. Domnul viceprimar mai înainte ne-a prezentat un raport la situației economice pe toate Bârsănești. Mulți dintre noi suntem la primul mandat și suntem aici. Nu știm
ce proiecte s-au făcut pe anul ăsta. Nu știm nimic. Sumele care s-au alocat pe el. Deci, da, dumneavoastră mi-a făcut un raport. Da. Am înțeles la domnul contabil că o să termine un bilanț la sfârșitul lunii, acum pe 31. Da. Acel bilanț, în următorul Consiliu Local care ne întâlnim, vrem să fie prezentat tuturor și să fie făcut public. De ce vă zic public? Prin comunul oriunde mergeți, s-au făcut atâtea interpretări. Că ăla a făcut aia, că ăla nu vrea să facă aia, că... Nu, oameni buni. Haideți să facem public, să încercăm să nu ne mai ascundem. Mi-a zis cineva, că ce, care-i problema ta? Că da, îți spun eu din gură ce vrei să afli. I-am zis, nu, omule, eu unde lucrez, aveam un moto. Nimic nu se execută pe vorbe. Haideți să punem pe hârtie și să arătăm oamenilor, din banii care suntem plătiți, ce facem aici. Ce s-a făcut și ce mai e de făcut. Da. Da. Dacă avem posibilitate, că mulți vor să zică, băi, ăștia nu vor să facă. Dar sunt mulți care nu știu că mai trebuie și bani la bugetul local. Da, adică care... nu își plătesc să lasă trefet, nu? Nu numai asta. Că nu poți să atragi fonduri când vor ei, vor ei, și să le arătăm că bugetul din taxe și impozite e foarte mic ca să acoperi proiecte mari. Da, corect. Că sunt mulți care nu înțeleg chestia asta. Că nu vor să ne bage apă, nu vor să ne bage apă, nu vor să ne facă gază, nu vor să ne facă asfalt. Dar de unde e bani? Deci vă spun un singur lucru. Dacă Ministerul de Finanțe își ia mâna după noi și ne lasă să ne autogestionăm, comuna se desfințează. Păi asta vreau și eu. Să facem un bilanț. Dacă stăm și calculăm, uite un exemplu scurt. Spune unea că ce să face cu banii la comună. Pe timpul iernii se plătește pe lună 80-100 de milioane iluminatul public. Câți cetățeni trebuie să-și plătească taxele și impozitele ca să acoperim? Deci vă spun, dacă Ministerul de Finanțe spune de mâine vă gestionați, s-a terminat. Domnul Bici, totuși există o rezolvare, zic eu, din punctul meu de vedere. Și cu iluminatul stradal. Eu cred că și mai așa pus iluminatul pe o anumită distanță pe stâlp, cred că este ok. Avem nu din stâlp în stâlp. Avem și varianta asta. Varianta de stâlp în stâlp a fost foarte bună. Că se consumă mai puțin. Nu e adevărat, dar ești contrazic. Lămpile care sunt puse aici, singurul avantaj al lor care este, că are o durată de funcționare mult mai mare. 50.000 de ori. Și consumul? Da, consumul. Este cât și un bec economic. Becul economic care era înainte, avea 47 de bați, asta are 40. Bine, o bupață. Diferență care nu știu dacă chiar s-ar simți. La stâlp, stâlp. Luat calculul la 2 stâlpi, 80. Da. Deci, nu e mai ieftin. 8 vați, 16 vați. Una din stâlpi. Eu am zis o variantă pe timp de iarnă. Da, punem să băgăm un cablu deasupra. Nu, deci o să facem a doua parte de iluminat. Deci, de exemplu, de la 6 când se întunecă, până la 10 sau până la 9, cât circulă lumea pe stradă, o să meargă stâlpul stâlp. De la ora 9, de la ora 9 sau de la 10, o să se stângă și o să rămână unul da, unul nu. Sau dacă este teren drept, 2 nu și unul da. Sau termostat. Nu, cheltuielile prea mari să pui la fiecare stâlp. E prea mare. Ori, pun acest iluminat stradal, efectiv, în zonele de interes public, domnule. Nu poți să faci așa. A mai fost o discuție, că de ce pe Bârțănești a spus pe Caracle 1? Da. Oamenii au dreptate. Pentru că plătesc impozite la fel pentru toți. Nu într-un fel și nu într-un fel. Egal că stă pe uliță. La nu știu unde și egal că stă în centru. Pe timpul iarnă se poate un bec da unul din cauza fiind de iarnă este zăpadă și mai este lumină suficientă. Dar și noaptea, după ora 10, da, cine mai circulă pe asta? După ora 12, cine mai circulă pe asta? Da, în perioada cât se mișcă lumea. De la 12 la 4 poate să fie o pauză. Nu știu dacă reducem curentul. Dar ce zic părerea mea aici? Puțin mai fracționat. Să fie ieșită. Nu-l poți opri la drumul european. Dacă reduce curentul, nu, dar și capri de să poate să fie la fiecare proprietate. La deci acolo la drumul european trebuie neapărat făcute aleia. Pentru că acolo aleile la drumul național, numai drumul național dacă ne dă voie. Păi nu știu, trebuie făcut ceva ca deci merg cu oamenii cetățenii pe stradă și poate să fie accident oricând. Oricând, deci. Este loc normal, dacă tot zona spune exact ce spunea, nu știu cine vorbea, cu șanțurile. Că nu s-a mele, nu e adevărat. Deci proprietarul este de la gard. Deci dacă mergem prin Bârsănești, la drumul național, între șanț
și gardul omului, normal, pe acolo ar trebui să începe lumea. Chiar dacă nu e aleg, e iarba și se începe lumea. Dar fiecare, așa, săpat și-a pus flori și-a închis. Deci vedeți că e greu și cu drumul ăsta. Drumul ăsta care e de la, la Buravăi până la Târgu Ocna, e drumul județean. Vedeți că ne chinuim să punem niște indicatoare. Credeți că cu mandatul lui Scânteie nu vorbeam, n-am vorbit de atâtea ori de indicatoarele astea. Nu? Da. Trebuie făcut o referat și cu drumul județean cu șansurile. Deci este făcut, șanță. Este adresă făcută, dată zonele unei spate, unde nu este șansă. Dar ei nu fac la drumul național, la Bălănea, să ai văzut ce e acolo. Dar n-ați văzut că începe lucrare acolo la pod, la Brătila, la Ciortea, că da. Nu. Și unde e podul ăla, jumate l-au făcut, jumate l-au lăsat neasfaltat, o găurit și asta când treci pe acolo care nu știi grijă. Că în final e reglementată și circulația piesă. Da, eu cu domnul Blănaru să am... Cred că o să vă spun doamna secretară că trebuie să venim la primărie, facem un proiect de hotărât pentru bornarea izlazilor cu destinația fixă. Aici o pășurat. Da, ai proiect de acum nu știu câți ani. Problema e de bornare. Este proiect. Este sigur. Este sigur. Să facem bornele astea din beton, nu cred că e mare lucru. Să facem o jumătate. Deci, discuția între mine, Gabioniță și Neamitică, și Gelu, este prima... Deci, prima... Da, pui, da, știi exact da, unde. Asta, da. Asta deci, o să pregătiți la scuție, deocamdată. Noi trebuie să fixăm pe unde este izlazul. Așa. După ce terminăm de fixat, să vedem la anul, poate reușim să prindem niște bani din taxa de izlaz, din ce o mai fi din asta. Taxa de izlaz. Să-i facem și cadastru. Dar prima dată, noi cu anul ăsta chiar ne-am propus cu treacă un pic căldurile astea, că nu poți stai în căldură de 36 de grade să bași țevi. O să mergem pe teren, îl identificăm, batem țevi, țeavă-țeavă, vedem noi cu mustății, sudăm mustății, noi le poate să mergem, așa, și îl măsurăm. După aia cadastrul nu vine până noi măsurat. Ei nu știe pe unii hotar. Noi trebuie să le fixăm hotar. Să nu credeți dumneavoastră că acest domnul consilier Petru toată ziua bate cu noi și bate gura cu oile cu aia. Trebuie fixat exact ce se pășulează. Aici au fost vaci, apoi vaci să fie. Nu este reglementat. Nu este. Să știți că... Deci asta e o lege nescrisă. Da, să avem balaramul. Nu este scris nicăieri. Izlaz comuna. Nu este scris. Da, dar ăsta s-a concesionat, nu? Da. Da. Concesionat. Rămâne așa că ne dă bani, dar... Da, cu dată ce închiria câte să trebuie 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 comisia, nu stabilite, că nu mai sunt toți cei care eram în comisia de la da, o să facem. Vedem la următoarea ședință. O să facem, da. Deci să repari fântâna aceea și dă bani la izlaze bun. Vis-a-vis de bornari, să știți că sunt cunoscute parte din o limita de oraș Târgu Ocna și Dofteana, bornele sunt. Sunt din milioane. Sigur, da, sunt bornele deci. E și limita din Târgu Ocna și Brătești. Că vorbesc și până sus aici la Mărbura. Spun eu, la mine acolo. Acolo sunt. Eu vorbesc de izlazul de la mine de acolo. Izlazul de la mine de acolo și avem 24 de hectare din 33. Mihăiță este în mijloc, ăla e terenul lui. Știm exact, scadem 5.000 de metri din 33 de hectare. Dar nu se poate scade atât de mult. Vezi, lua din partea aia, lua din partea asta, lua de acolo. Și cu Mihăiță se reglementează ușor, că Mihăiță are lângă izlaz, are tarla. Deci, băi, tarlaua asta care am eu mașină aici, una alta, vă dau din coace și... Soluții. Da, într-adevăr, trebuie identificat tot terenul, trebuie... Procese multe. La izlazul de la statul la mare, 50 hectare, are vreo 3 hectare plantate. Da. Nu vă ne-am zis că știi. Da. Am aproape 3 hectare, da? Să știți că... Asta e scopul proiectului care vreți să-l faci. Trasil. Să redăm înapoi izlazul. Sigur că da. Că, nu știu, și dacă, dacă la anul nu se vede subvenții, dacă nu ai cadastru la el. Da, e posibil. O problemă. Deci concesionarul... E bine și așa, că prindem păduri de agara. Dacă nu duci la cadastru. Să vă dați seama, să ia bani frumoși. Să ia bani frumoși. E un miliard jumate, ca poate să iei bani și fără să faci nimic. Și plus de asta să-și întrețin. Nu mai... A, mai sunt și excepții. Da. De obicei, nu, eu cu izlazul de acolo, de la mine, eu sunt mulțumit. Cum mă curăță, cum nu văd, bate drujbile alea de rupt pământul, pe acolo, tăie schimb, nu lăsa să mai crească, să mai... Singura problemă este veveriza, aici nu s-a făcut tot, nu s-a terminat. Pune? Hai, da,
Vale. Dacă mai are cineva de dispus ceva. Da. Dacă nu, declarăm ședința închisă. Da. Și ne vedem la ședința viitoare sau? Ați reușit să completați declarațiile?